Polițiștii rutieri maramureșeni au fost și la sfârșitul săptămânii trecute prezenți pe cele mai utilizate artere de circulație din județ, iar în atenția lor s-au aflat în mod deosebit șoferii vitezomani. Și asta pentru că viteza excesivă constituie în continuare una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave de circulație. Oamenii legii au acționat cu aparatura radar din dotare, precum și cu cinemometrul Trucam. În numai 2 zile, polițiștii au verificat peste 200 de autovehicule aflate în trafic, iar pentru neregulile constatate au aplicat 137 de sancțiuni contravenționale. Potrivit informațiilor biroului de presă al IPJ Maramureș, majoritatea conducătorilor auto au fost sancționați pentru nerespectarea regimului legal de viteză. În Borș, acțiunea viza și depistarea șoferilor aflați sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, sâmbătă noaptea au efectuat 45 de verificări cu etilotestul și au aplicat 16 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate în cele 2 zile se ridică la aproape 90.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 24 de permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.